Continuăm seria de interviuri cu cei care candidează la funcția de primar de Bălți. Invitatul ediției de astăzi este Aureliu Filip, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Ce schimbări vrea să facă în oraș, dar și ce prevede programul electoral, discutăm în următoarele minute. Bună ziua! Eu vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației mele. Bună ziua! Îmi pare bine că m-ați invitat. Inițial, domnule Filip, vă rog foarte mult să ne povestiți, să ne spuneți mai exact de ce ați decis să intrați în cursa electorală și de ce anume în municipiul Bălți. Nu, în municipiul Bălți am decis să intru în cursa electorală din considerentele că sunt bălțean, original. Născut la Bălți, finisat școală la Bălți. Primele studii le-am făcut la Chișinău, post-universitare, apoi la Bălți am făcut a doua diplomă, am susținut la Bălți. Orașul meu natal, asta și este logica ca să pornim la Bălți. Mai mult ca atât, deci eu am fost 8 ani consilier municipal, am fost viceprimar de Bălți, deci Bălțul, per general, este nu pur și simplu un oraș natal, dar este orașul acela care eu vreau să, împreună cu cetățenii lui, să trăiesc confortabil. Să ne fie bine aici și să nu apară dorința de a pleca. Domnule Filip, dacă e să trecem nemijlocit la agenda pe care v-ați propus-o dumneavoastră în calitate de candidat la funcția de primar, dumneavoastră ați spus oamenilor, celor care vor ieși la vot, că vă angajați printre multe alte lucruri să vă includeți, să participați și la amenajarea sau mai bine zis reparația, reconstrucția mai multor piscine din cadrul instituțiilor de învățământ. Este vorba de 4 instituții pe care le avem aici în municipiul Bălți. Vă rog foarte mult să ne spuneți mai mult la acest subiect, pentru că mulți dintre noi nici măcar nu știu că noi avem licee, școli cu piscine prevăzute în proiectul inițial al clădirilor. Da. Deci noi, fiind lucrând ca consilier municipal, lucrând ca viceprimar, deci eu eram la curent că noi avem în două instituții preșcolare, numărul 19 și numărul 48, deci piscine, 49, eu încerc scuze, piscine care erau proiectate din start când s-au făcut aceste grădinițe. Corespunzător, ele lucrau cândva. Aceste piscine erau în folosul copiilor, deci unde ei își puteau nu pur și simplu menține sănătatea, dar a face primii pași în sport posibil. Deci, și la ziua de azi ele sunt, hai să spunem, părăsite, lăsate, abandonate. Deci fix așa și piscinele în instituțiile preuniversitare, în liceul Pușkin și în liceul Alexandrie. Și mi-am pus sarcina, de ce să nu renovăm aceste piscine, să nu dăm copiilor noștri, viitoarei noastre generații, posibilitatea de a se apropia de, în cazul dat, de sportul pe apă, sportul nautic. Deci noi avem și campioni în orașul nostru, noi avem și rezerve foarte promițătoare în domeniul notului. Apropo, eu le văd personal la bazinul orășenesc. Și asta și a fost ideea de bază. Asta a fost ideea de bază. Ca să renovăm aceste piscine și le dăm posibilitatea copiilor să noate de la vârsta fragedă. Așa, dacă e să mergem mai departe prin agenda dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți și alte proiecte pe care le-ați prevăzut împreună cu echipa pentru a îmbunătăți municipiul Bălți. Noi ne-am pus ca sarcină cu echipa, haideți să spunem, de bază, următoarele proiecte. Deci, proiectul Nordul Verde, deci care prevede o grădină botanică, care va fi sădită, deschisă, amplasată în una din zonele orașului. Deci noi preconizăm două zone a orașului, sau cartierul 8, sau cartierul Dacia. Deja pornirea proiectului este în derulare. Deci noi avem specialiști care deja au găsit parteneri care împreună cu noi și împreună cu Grădina Botanică a Chișinăului, apropo, care o să ne-a promis ajutor. Deci o să implementăm acest proiect. Ce prevede el? Ca și oricare grădină botanică. Deci copaci, arbuști,
interesanți, posibil care n-au fost niciodată în Belz. Alte domenii, din botanică, haideți să spunem, per general, unde orășenii ar putea să se familiarizeze și să vadă frumusețele lumii, Moldovei, Europei, Sudului, Nordului și așa mai departe. Deci preconizăm în cartierul Dacia să începem și să finisem proiectul care a fost pus încă în planul de dezvoltare general a orașului Belz până în 2015. Și în cartierul Dacia noi vrem să deschidem un parc, să facem un parc inclusiv de copii, ca cetățenii să n-aibă necesitatea să circule numai în centru orașului, în parcul de copii. Apropo, din păcate, în jumătate ocupat de câteva restaurante. Și copiii să aibă posibilitatea mai largă de a se odihni împreună cu părinții sau invers, părinții împreună cu copiii. Deci în diferite zone a orașului, nu numai într-un singur parc sau două parcuri din centru care sunt. Ați identificat deja o zonă anumită din cartierul Dacia? Da. Deci zona între drumul de centură și strada Lesicu. Deci în zona aceasta, deci noi vrem să facem o zonă de parc. Așa, deocamdată acolo sunt câțiva arbuști și pare a fi așa, da, o zonă neatinsă. Părăsită. Dacă tot vorbim despre proiecte, sunt niște proiecte care, bineînțeles, necesită și un buget, niște bani. Ca să facem ceva, avem nevoie de bani. Dumneavoastră, împreună cu echipa, ținând cont de faptul că bugetul anual al municipiului Belz, practic, pe an ce trece tot este cu mai mult și mai mult deficit bugetar, se aprobă inițial cu un deficit mare bugetar. Ați preconizat și acest, v-ați gândit și la acest aspect, cum o să atrageți investiții pentru a putea realiza proiectele pe care vi le propuneți? Trebuie să spun că bugetul orașului la ziua de astăzi, față de bugetul orașului când eu activam ca consilier, a crescut considerabil. Și pe mine mă miră faptul că la ziua de astăzi banii sunt gestionați nu prea, hai să spunem, logic, nu prea rațional. Și populația nu înțelege și nu vede unde se distribuiți și cum să folosiți banii bugetari. Dacă noi vorbim de niște proiecte aparte, deci în proiectele astea, desigur că noi o să preconizăm două sau trei surse de sume de bani. Bugetul și partea lui. Proiectul, deci fie el internațional, fie el național, n-are importanță. Deci, dar este cu un anumit, să spunem, țel, deci pentru proiectul dat, banii, acum și eu o să dau și un exemplu, și, așa, și banii inclusiv de la guvernul țării. De ce nu? Deci guvernul trebuie să asume unele obligațiuni. Așa. Mai ales că unii concurenți electorali deja au promis că pentru Belz sunt bani rezervați la guvernare. Foarte bine. Și acești bani trebuie să ajungă în Belz, indiferent de culoarea politică, da. Corect. Și v-am spus de exemplu. Haideți să luăm râul nostru, Reut, da? Așa. Sau două lacuri, cele mai mari care le avem, Orășănesc și Comsomolist. Toți văd că ele sunt într-o stare deplorabilă, pline de stufăriș, de plante. La Orășănesc nici măcar nu se mai revarsă deja peste... Foarte corect, da, peste dambă. Ele trebuie curățite. Sunt bani, a fost fond ecologic, acum el în cinta ministerului deja este, da, care se ocupă de ecologie. Pentru aceste proiecte, sunt proiecte ecologice. Le numim, per general, europene, dar ele pot fi absolut diferite, cum într-un timp, până în 2015, a activat proiectul Prutul de Sus, de exemplu, da? Între România, Ucraina și Moldova. De unde, deci, diferite proiecte, deci, aduceau bani pentru diferite necesități, în cazul dat a orașului. Trebuie oare curățit râul nostru, Reut și lacurile noastre? Sigur că trebuie, fiindcă orășenii deja încep să se obișnuiască cu zonele de odihnă artificiale, nu naturale,
sau să plece din oraș să caute în alte locuri odihnă, de, care este necesară lor întotdeauna. Și de asta este un exemplu a proiectelor care vrem să implementăm cu ajutorul fondurilor, bugetului și adresarea către stat. Noi nu ne mai întoarcem la declarația altor concurenți. Un alt subiect care vizează inclusiv și municipiul Bălți, dar și toată Republica Moldova, este fenomenul migrației, care este din ce în ce mai prezent și în orașul nostru. Bineînțeles că ne dorim cu toții să-i facem pe acei tineri specialiști să rămână aici în Bălți ca să-și dezvolte o afacere, să-și întemeieze o familie și cumva să pună acea piatră de temelie la prosperitatea orașului nostru. Dumneavoastră, ați prevăzut acest aspect? Veți face ceva în acest sens pentru a-i face pe cei tineri să rămână în oraș? Da. Noi nu numai că am prevăzut, dar am pus și un țel în programul nostru, nu numai tinerii să rămâie în oraș, dar și să mai aducem tineri specialiști la specialitățile de care avem strigente nevoie. Eu vă dau un exemplu. Astăzi, în primărie municipiului Bălți, toate direcții arhitectură și relații funciare, noi avem un singur arhitect, da? Cu diplomă. Restul, sau și-au terminat activitatea la stat, sau nu vin încoace. Deci eu îmi pun întrebare, de ce orașul, administrația orașului nu face efort și pași pentru a aduce tinerii specialiști încoace? Ca exemplu, arhitecți. Noi ne-am pus țelul acesta ca să aducem încoace tineri specialiști și ei să nu vrea să plece din acest oraș, să nu fie migrație despre care dumneavoastră acum ați pomenit. Și unul din variante, acești tineri ar trebui să aibă un loc de trai. Nu pot veni undeva să activeze fără ca să fie sigur că au un loc de trai. Și uitați-vă ce situație interesantă. Noi în oraș, din contul a unor școli profesionale și colegiul politehnic, avem cămine care deja au fost transferate orașului, transmise orașului, pentru ca să poată fi folosite, renovate, reconstruite în locuințe, așa cred eu, că pentru aceasta au fost transferate orașului. Și ele, până ziua de azi, stau într-o stare părăsită. Eu știu 5 blocuri în cartierul Dacia, fostele cămine, care deja nu se folosesc de școli, nu sunt la balanță, nu stau ele la balanță, dar orașul nu face nimic pentru aceasta. Iată o cale care nu numai că trebuie, dar orașul este obligat, administrația orașului e obligată să o facă cât mai repede, în tempo cel mai rapid, în primul rând pentru tineri specialiști. Da. Noi succint am scris în program, construim locuințe sociale. Asta s-a avut în vedere. Deci locuințele le numim sociale per general pentru, în primul rând, tineri specialiști și apoi celor care au nevoie de locuințe sociale, ca familie vulnerabile, social vulnerabile. Iată, asta este una din modalități. Dar lista specialiștilor care noi avem nevoie pentru necesitățile orașului e destul de mare. Și am putea să-i atragem dincolo de aceste locuințe sociale? Credeți că tinerii specialiști de la Chișinău ar vrea să vină la Bălți? De la Chișinău sau cei care au terminat la Chișinău? Cei care au terminat la Chișinău, care au absolvit care o facultate. Absolvit. Exact. Da, deci tineretul de azi caută condiții, haideți să le spunem, confortabile, favorabile pentru a vedea viitorul său. Obligațiunea administrații unui oraș, unui sat, unui municipiu este de aceea de a atrage, de a atrage persoana aceea de care este cointeresată. Și de aici sunt diferite modalități. Nu există un șablon după care să luăm la listă, iată, în modul ăsta trebuie atras specialistul. Nu, în diferite cazuri diferit. Eu am avut așa o experiență când lucram viceprimar, la o reuniune în Chișinău m-am întâlnit cu primarul de la Ioveni de atunci. Eu am văzut cum el caută specialiști și proiecte. Dar aceasta a fost 15 ani în urmă. Iată, el mi-a dat un exemplu și un imbold, că un primar trebuie să caute ceea ce nu-i ajunge lui. Nu să aștepte că cineva va veni și l-a ruga, hai, ia, mă, te rog, la lucru. Dar el se va gândi. Principiul este, deci administrația publică locală trebuie să fie activă
în ceea ce deține de necesitățile orașului și de dezvoltarea lui. Un alt domeniu foarte important pentru societatea noastră și nemijlocit pentru municipiul Bălți este domeniul învățământului. Știm foarte mult că avem în municipiul Bălți școli foarte bune, cu dascăli, cu profesori foarte buni, dar avem și o situație în care unele clase sunt suprapopulate, altele însă duc lipsa de elevi sau, în general, școlile, o școală poate avea 6 clase într-o paralelă, altă școală poate avea 2-3 clase. Ați prevăzut și acest aspect? V-ați gândit oare și la acești specialiști din domeniul învățământului? Pentru că, de fapt, de asta depinde și bugetul școlii. Da, vreau să vă spun că în echipa noastră, printre toți specialiștii și grupurile etnice care le avem prezente în municipiu, deci noi avem mulți, să spunem, învățători, dascăli, care foarte bine cunosc problema dată. Și foarte bine știu cum ar trebui rezolvată această problemă în oraș. Mult efort nu trebuie, trebuie dorință. Pur și simplu dorință autorităților publice locale. Haideți să începem de la ce? Unde avem școlile în oraș? În toate cartierele, practic. Asta este o moștenire de la Uniunea Sovietică și cred că o moștenire bună. De ce noi le-am gestionat până așa de prost? Și să creați situația că unele școli sau licee, le numim pe general școli, deci au devenit supra-solicitate. Și populare și, printre părinți. Da, și populare printre părinți, dar altele nu. Eu să cred că aici este un factor și psihologic și subiectiv. Deci noi, în toate școlile, noi avem dascăli foarte buni. În toate școlile. Eu nu odată m-am convins de lucrul acesta. Dar principiul de finanțare a școlilor a adus la aceea că administrația, îi cred eu că administrația școlilor se străduie să atragă cât mai mulți elevi. Dacă principiul e bazat pe câți elevi, cât mai mulți elevi, cu atât mai multe surse primește școala, deci mie îmi pare rău dacă procesul de învățământ cedează procesului de acumulare a banilor. Asta deja nu este bine. De ce? Eu să cred că administrația publică locală este obligată să regleze, deci corectitudinea ca elevul sau părinții care vor să dau elevul la școală să fie, elevul să vină în școală alături de locul de trai, de viză de reședință. Și atunci situația se normalizează, credeți-mă. Nici nu numai că migrația elevilor, dar nici migrația învățătorilor nu o să mai existe, fiindcă nu are sens unui învățător care trăiește, de exemplu, în cartierul Dacia, să plece, scuzați, la podul Chișinăului, la altă școală, deoarece acolo finanțarea e mai bună. Cam asta. Și dacă e să facem o retrospectivă a tot ce vă propuneți dumneavoastră în această cursă electorală, vă rog să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră sau, de fapt, cum ați vrea să vedeți dumneavoastră municipiul Bălți după 4 ani de mandat. După 4 ani de mandat, eu aș vrea să văd municipiul Bălți pornit într-o cursă și trecând minimum 50% din cursa aceasta spre un oraș cu literă mare. Un oraș care real este și va fi centrul nordului Republicii noastre. Eu aș vrea să-l văd un oraș turistic. De ce vă spun? Și pot să vă povestesc din start de un proiect turistic care ar putea fi implementat foarte ușor în Bălți. Eu aș vrea să-l văd un oraș mai verde. Eu aș vrea să-l văd un oraș unde populația minimum nordului Moldovei, dar și mai mult ca atât a toate republici și de peste hotare ar vrea să vină să-l vadă, să-l viziteze, să primească o plăcere de la această vizită. Eu aș vrea ca în acest oraș să oamenii să zâmbească când merg pe străzi. Eu aș vrea ca în acest oraș oamenii să îmbrace haine de culoare deschisă, dar nu întunecat, deoarece situația trotuarelor sau străzilor sau zonelor adiacente este într-așa o stare când nu poți fi sigur de
curățenie hainelor și încălțămintii. Eu aș vrea ca în orașul acesta să, la urmă, să lucreze și aeroportul acela care se distruge de la Ilovieni. Să nu plece la Iași oamenii când vor să călătorească. De ce nu? Ar fi o concurență bună. Dar asta este o istorie aparte, care nu deține de administrația orașului. Da, pentru că pământul, de fapt, nu aparține municipalității. Dar idei și proiecte, cum ar putea realiza, sunt la oricare om care gândește despre așa o posibilitate. Eu aș vrea ca nu numai tineretul, dar și aceleși nepoțele mele care vin în oraș în vacanță, să vrei să rămâi cât mai mult aici, să nu spui că vor înapoi. Iată cum aș vrea eu să-l văd în apropiații 4 ani, dar noi ne asumăm răspunderea și realizarea proiectelor nu de dragul cuvântului sau de dragul promisiunilor, de care sunt obosiți alegătorii și orășenii, per general. Noi ne uităm la fapte reale care putem implementa. Sau începe, sau implementa în 4 ani. Și ceea ce ne-am pus ca scop și într-un program succint care încercăm să, adică repartizăm orășenilor și ca ei să facă cunoștință cu noi mai îndeaproape, sunt numai niște puncte de bază care pot fi realizate, pornite și realizate în aceste 4 ani. Dacă îmi permiteți, pot să vorbesc de un proiect mic de turism. Da, vă rog. Deci, uitați-vă, noi avem o întreprindere care deja a devenit patrimoniu de stat, Barza Albă. Noi avem, din an în an, se dezvoltă turismul vinicol în Moldova. Nu, ce avem, avem o foarte bună situație, bine cunoscută mie, deoarece lucrez în acest domeniu, în turismul vinicol. Dar tot turismul vinicol în Moldova iarăși se concentrează în jurul Chișinăului. Și atât. Asta s-a terminat. Bine, s-au lichidat uzinele cele mici de vinuri care au fost prin toată Republica, ok. Dar noi avem patrimoniu de stat, Barza Albă. De ce n-ar putea? Aceeași Barza Albă și administrația orașului, într-un comun acord, să înceapă niște negocieri cu firmele turistice, moldovenești și nu numai moldovenești, pentru a aduce turiști în coace. Haideți să spunem o rută așa simplă. Vine turistul în coace. Vizitează întreprinderea. Sau invers, vine încoace, vizitează orașul. Pleacă, de exemplu, la Soroca. Vizitează cetatea Sorocii, nu-i departe. Da? Vizitează Nistru, lebedele de acolo. O variantă, a doua variantă. Avem 100 de mobile la Glodeni, unde tot ar putea să le vadă, ca exemplu. Se întorc în oraș, vin la aceeași Barza Albă, fac o degustare. Rămân în oraș, noptează și a doua zi pleacă, mă rog, înapoi. Câștigă toți. Câștigă hotelieri, câștigă Barza Albă, câștigă turismul, câștigă orașul. Fiindcă noi suntem, devenim mai cunoscuți, mai interesanți și cu dorință mai mare de a veni și de a ne vizita. Iată un exemplu simplu. Un exemplu credibil și de, da, ar putea realizabil, fi realizabil. Da. Și pentru că ne tot apropiem de final, domnule Filip, eu vă rog foarte mult să transmiteți, dacă aveți un mesaj celor care urmează pe data de 5 noiembrie să-și exercite dreptul la vot. Stimați bălțeni, orașul nostru astăzi este un oraș interesant, un oraș frumos, și un oraș unde trăiesc multe naționalități. Ideea noastră că în acest oraș noi să fim toți uniți. Noi trebuie să fim uniți și consolidați. Ideea de bază cu care mergem noi la alegerile locale este dezvoltarea și consolidarea acestui oraș. Noi toți trebuie să ne simțim acele persoane care cu dorința sa de a trăi aici, de a dezvolta acest oraș, să mergem înainte. Noi suntem acei care cu votul nostru o să hotărâm care este viitorul nostru. Eu vă îndemn, stimați bălțeni, în primul rând să ieșiți la vot.
obligatoriu să ieșiți la vot. O să votați pe cei pe care o să-i considerați demni de votul dumneavoastră și care o să primească încrederea voastră. Vreau să vă rog, stimați bălțeni, bine să vă gândiți la promisiuni și la realizări care vă promit concurența electorală. Vreau să vă rog să aveți încredere în sine însuși, în orașul în care trăiți și să nu fiți pasivi. Eu doresc că după 5 noiembrie, împreună cu dumneavoastră, noi, mândri și cu steagul bălțului sus ridicat, să mergem mai departe, într-un viitor adevărat, într-un viitor prosper, consolidat și dezvoltat. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Mersi frumos! Rămâneți aproape de TV Nord pentru a vedea cine este următorul candidat invitat în studioul nostru.